Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Pe lângă cele două formațiuni politice aflate la guvernare, în spațiu public, iată, se vorbește tot mai mult de AUR. Și în emisiunea trecută am vorbit despre această formațiune politică. Deci, despre AUR și liderul acestei formațiuni, George Simion. Unii susțin că partidul stă bine în sondajele de opinie, din ce în ce mai bine, alții că această ascensiune ar fi un pericol pentru democrație. Iar unii se uită cu frică la perspectivele electorale de anul viitor. La Pașcani însă AUR este la fără frecvență, sau mai bine spus, nu prea are activitate politică, nu prea participă la viața cetății. Noi ca jurnaliști tot am încercat de-a lungul timpului să aflăm părerea celor de la AUR în momentele importante din ultimii ani, importante pentru Pașcani. Și dau aici exemplu atunci când s-a discutat intens despre majorarea taxelor și impozitelor locale, de exemplu, atunci când au fost puse în discuție strategiile de dezvoltare ale municipiului și așa mai departe. Și niciodată nu am reușit să avem un punct de vedere din partea acestei formațiuni. În cursul zilei de duminică, deci acum două zile, iată, a fost o excepție, Caravana Patrioți pentru România a ajuns și la Pașcani cu o parte dintre candidații pentru alegerile europarlamentare. Evident că a fost o acțiune electorală, dar în această emisiune vom încerca să aflăm răspunsuri la întrebările care au rămas după această acțiune. Invitatul meu de astăzi este domnul Vasile Pușcașu, vicepreședinte al Organizației Județene AUR Iași. Bun venit! Da. Bună ziua, bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorilor. Este prima dată când ne vedem, când ne întâlnim. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea, fără să știți măcar despre ce, așa este, ce discutăm. Haideți să începem acest dialog cu Caravana Patrioți în România. Duminică, așadar, a fost acest eveniment la Pașcani. Noi am dat o știre, am dat și un scurt reportaj de acolo. Dar de la dumneavoastră poate acum mai multe. Vreți mai multe informații. Da, așa cum de fapt ați și spus, Partidul AUR a lansat încă din vară candidații pentru europarlamentare. Este o idee pe care Partidul AUR a avut-o în sensul de a lansa cu un an de zile mai devreme candidații pentru a fi cunoscuți în țară și, în aceeași măsură, chiar noi, cei din interiorul partidului, să putem să evaluăm capacitatea fiecăruia, deși noi i-am ales pe toți pe sprinceană, dar, sigur, având un timp mai mare la dispoziție și făcând acest periplu în țară, ne dăm seama de fiecare ce poate, ce gânduri are, dacă duce, nu duce, dacă este apreciat de oameni, nu este apreciat, că sunt multe situații când într-o activitate pe care o are profesională sau privată sau de altă natură să fie foarte bine cotat și în realitate când intră într-o competiție politică să nu facă față la nivelul la care ne așteptam. Deci, cu alte cuvinte, sunt puși sub lupă candidații. Sunt și sub lupă și în aceeași măsură ținem neapărat să fie cunoscuți de cetățeni. Până acum, toate partidele aveau o metodă de a-și prezenta candidații atunci înainte cu o lună, două. În cadrul unui congres, eventual. Exact, în cadrul unui congres sau nici ăla de multe ori și atunci ne trezeam în fața faptului împlinit, ne trezeam în fața unei liste cu candidați care în mare parte cetățenii nu-i cunoșteau, nu știau care este programul lor politic, nu știau care sunt ideile lor, ce vor să facă, ce ar intenționa și atunci, sigur, de votat, vota cineva, dar rezultatul se vede. Se vede fiindcă am avut în toată această perioadă constată că au fost anumite disfuncționalități la nivelul Parlamentului European și mai ales că acei reprezentanți care i-au trimis partidele și eu am votat și dumneavoastră și toată lumea în Parlamentul Europei nu
și au făcut treaba la nivelul la care ne așteptam. De ce la Pașcani? Dar nu numai la Pașcani. Deci acest circuit este prin țară. Înainte de a ajunge la Pașcani, această caravană a fost la Iași, a fost la Piatra Neamț. După Pașcani a plecat la Gura Umorului, Suceava, Botoșani. Deci merge prin toată țara. Efectiv, noi ce vrem să facem prin asta? Să-i facem cunoscuți pe acești candidați. Oamenii pot să pună întrebări. La fiecare popas care îl fac, se adună lumea, poate să întrebe fiecare orice, poate să discute orice despre programul care îl avem, despre ce vrea să facă Partidul Aur. Și dacă stăm un pic și analizăm lucrurile, până acum nu se dădea o importanță așa mare acestor candidați. A contactului direct cu cetățenii. Da, nu se dădea o importanță foarte mare la candidații europarlamentare și era o greșeală foarte mare. Și atunci am zis că nu se poate, trebuie să alegem o echipă bună, o echipă care să treacă prin toate filtrele, inclusiv a cetățeanului. De această dată, alegerile europarlamentare din iunie 2024 par să fie cele mai importante în toată economia politică, pentru că sunt la rând apoi alegeri locale, parlamentare, prezidențiale și rezultatele de la europarlamentare vor conta foarte mult. Așa spune toată lumea. Nu știu dacă e chiar așa, dar important este un lucru. Trebuie să avem acolo cei mai buni oameni. De acolo vin deciziile, de acolo practic se dirigează toată Europa, inclusiv România. Și dacă nu avem oameni bine pregătiți, oameni care să știe ce au de făcut acolo și care să combată anumite decizii, legi care se iau la nivelul Parlamentului European, atunci România va fi ca și până acum practic inexistentă în anumite lor de decizii. Cât de mult contează să fie și patrioți? Și? Patrioți. Da. Asta e cel mai important. Tocmai aici este atuul celor de la Partidul Aur, că noi avem practic o doctrină care încearcă să dezvolte la cei care există patriotismul și dacă nu chiar să-l sădească la cei unde nu este patriotismul. Cei mai mulți membri care sunt în Partidul Aur sunt, zic eu, legați de patrie și eu tot pentru asta am făcut acest pas către Partidul Aur. N-am făcut politică foarte mult, am mai fost 2 ani de zile la UNPR care avea o doctrină aproximativ la fel cu cea a Aurului și atunci acest naționalism, patriotism, suveranism m-a împins spre acest partid și sper ca mulți cetățeni din România să îmbrățișeze acest partid, fiindcă constat tot mai des că tineretul nu mai cunoaște noțiunile astea. Da. Spuneți-mi, vă rog, nu ați fost la Pașcani, dar sunt convins că ați discutat cu cei care au fost la Pașcani, cu această caravană. Care a fost feedback-ul după discuția cu cei care au fost prezenți? Informațiile care le-am primit sunt foarte bune. Cum de fapt și la Iași și în alte orașe, dar la Iași am fost prezent, s-au adunat multă lume, deși era o vreme ploioasă și asta e foarte bine că plouă, este nevoie și ne bucură și pe noi și pe toată lumea, cei mai ales cei care lucrează în agricultură. Prosperitate înseamnă și atunci chiar discutam acest lucru. Dom'le, uite, plouă, curge, de când am început, a venit caravana, a început să plouă, a plecat caravana și încă ploua. Și noi totuși suntem însoțiți de mulți oameni, s-au adunat în Piața Unirii și mulți veneau și pe traseu ne-au întrebat anumite probleme care le aveau, le expuneau și discutam. Ce vă întreabă oamenii când vă întâlniți cu ei sau ce anume vă spun? Cel mai mult întreabă ce facem pentru ei, ce putem face, cu ce schimbăm. Sigur, sunt și întrebări incomode, că e normal să fie așa. Sunt și întrebări care... Spre exemplu? De exemplu, mulți spun că voi sunteți ca legionarii sau un exemplu de genul ăsta, dar nu, e departe, gândul nici pe departe, dar le răspundem și la acele întrebări și multe întrebări de salarii, de locurile de muncă, de pensii, de copii, de protecție socială, de bănci, multe întrebări vin
cu tema asta, chiar și la sediu vin unii cetățeni și întreabă dacă aveți un jurist să ne ajute să ne spună cu retrocedările a fost și legea asta. Deci problemele de zi cu zi. Problemele de zi cu zi. Asta mă face să cred că oamenii nu primesc răspunsurile care și le doresc de la instituțiile statului și cred că așa este, fiindcă dacă analizăm un pic cum se desfășoară lucrurile la ora actuală în instituțiile statului, constat că lipsește cu desăvârșire bună intenție și nu vor sub nicio formă să înțeleagă că sunt acolo pentru a sluji cetățeanul. Cine sunt cei care au venit la Pașcani? La Pașcani de la Iași a venit candidatul nostru, profesor dr. Gurlui Silviu, doamna profesor dr. Cristina Dascălu, a venit candidata de la Tulcea, Elena Doboș, și nu știu dacă a mai fost la Pașcani cineva, dar ăștia trei știu sigur. Deci oameni cu carte, oameni... Da, oameni pregătiți. Pregătiți. Toți candidații care îi avem la, pentru europarlamentare sunt oameni pregătiți, oameni cu experiență. Cei doi care avem noi pe Iași au avut o activitate amplă și în afara țării, în afara chiar a Europei. Doamna profesor dr. Cristina Dascălu a profesat în America, a făcut și studii acolo, iar domnul Burlui la fel a fost în Franța, mi se pare chiar vreo 14 ani. Este profesor la Catedra de Fizică, este un om care este foarte preocupat de protecția mediului, are multe proiecte luate în calcul pentru a le prezenta în momentul în care va ajunge acolo, dar nu numai, și până atunci are multe proiecte de protecția mediului. Și asta ne bucură, fiindcă la ora actuală este una din problemele care le are planeta. Cum explicați faptul că, iată, oameni bine pregătiți s-au alăturat acestui partid, demersului dumneavoastră politic? Da, v-am mai spus și mai devreme, discutăm practic de ceea ce simte pentru țară omul. Acest patriotism, acest naționalism, suveranismul, care noi observăm că în comparație cu alte state din Uniunea Europeană, nu suntem pe aceeași poziție. Deși suntem aliați cu drepturi depline, în realitate lucrurile nu stau așa. Și mai mult decât atât, observăm că statul a făcut multe greșeli până acum în perioadele care le-a avut de guvernare și am pierdut foarte multe resurse ale statului român. Dacă la Revoluție era o țară bogată, și acum putem spune că este o țară bogată, dar bogățiile nu mai ajung la noi. Și toate aceste elemente ne adună sub această umbrelă care se numește Partidul Aur, care gândesc și trăiesc românește și vor să protejeze resursele naturale ale țării și vor să facă ceva pentru țară. Sunt mulți care gândesc că, vezi, este o nostalgie, nici pe departe, nostalgie a regimului comunist. Acum observăm că atunci comunismul ne-a lăsat o situație în care țara era plasată între primele în Europa. Și dacă tragem linia acum, după 34 de ani, constatăm că suntem cu totul pe o altă poziție. Printre cei care au fost la acțiunea de duminică, a fost prezent și consilierul PMP, Sorin Olariu, care este liderul organizației Partidul Mișcarea Populară în Pașcani. Au fost reacții în spațiu public, PNL-ul a reacționat foarte vehement. Ieri, în cursul zilei de ieri, l-am avut ca invitat în cadrul unei emisiuni. Aș vrea să vă invit să clarificați această situație, dacă îl cunoașteți în primul rând pe Sorin Olariu. Da, îl cunosc, sigur că da. Prima persoană cu care a discutat din organizație sunt eu. Eu am preluat această funcție acum 2 luni și jumătate aproximativ
Și de atunci m-am implicat destul de mult în a consolida acolo unde există organizații și a le înființa acolo unde nu există organizații. Una din organizațiile care existau, dar nu sunt consolidate, este și cea de la Pașcan, cum bine ați menționat. Președinte la această organizație este un domn Geanău, care, Dănuț Geanău, care el acum are o activitate care o desfășoară în afara granițelor țării, dar se întoarce în decembrie. Dar în lipsa lui e singurul? În lipsa lui nu sunt și alții? În lipsa lui avem alți oameni, care alți membri, dar în aceeași măsură sunt și alții care vor să vină în această organizație, printre care sunt simpatizanți. Noi avem o formă de a merge etapizat, a pătrunde în cadrul organizațiilor, care întâi poate să fie simpatizant, poate să fie grup de inițiativă și după aia facem organizația sau chiar îl acceptăm în organizația existentă. Deci întâi să-l cunoașteți, cum se spune. Știu situația și domnul Olaru este unul din cei care este acceptat de noi și este în organizația noastră, dar nu este președinte la ora actuală. În schimb, poate să vină ca orice cetățean să... Este simpatizant sau membru? Da, este simpatizant, este simpatizant. Simpatizant al Partidului AUR. Dumneavoastră l-ați contactat sau el v-a contactat pe dumneavoastră? Sau... Nu, altcineva, altă persoană care îl cunoștea pe domnul Olaru și mi l-a prezentat ca o persoană serioasă, ca o persoană care are o experiență politică. Știam că este membru în Consiliul Local, nu ne deranjează asta, adică nu ținem cont de problemele astea, să le luăm ca ceva care nu l-ar ajuta să pătrundă în organizație, nici de cum. Ba dimpotrivă, dacă este om care are calități și este cunoscut și își dorește, noi sigur facem o analiză, avem un timp de verificare în care analizăm pe fiecare și atunci vom trage linie și vom vedea dacă este omul potrivit sau nu. Mai mult decât atât, că în perioada care urmează ne așteptăm să fie o avalanșă de membri, fiindcă e perioada care, să spunem, de foc. Anul care urmează este anul cel mai căutat de toți cei care doresc să facă politică și își doresc mulți probabil să candideze și să duc la partidele care simt că sunt în creștere. Da, care sunt în creștere. Bun. V-a ajutat dumnealui în organizarea evenimentului de duminică la Pașcan? Nu ne-a ajutat dumnealui. Dumnealui a venit cu oameni. Toată locația, toată strategia a fost, strategia este gândită de la centru, iar locațiile pe raza județului Iași le-am fixat eu și traseul tot eu l-am deci fixat. A venit să vă vadă. Să da, vadă... a venit lângă noi ca și alții care vin și sigur ne-a declarat, știm că ne simpatizează și că își dorește să fie lângă noi. Dar asta nu e rău, pentru anumite proiecte de țară, eu văd că este ceea ce ar trebui să facem toți. E foarte bine, constat că așa ar trebui să lucreze toți politicienii. Atunci când este ceva care este benefic atât comunității locale, cât și județenie, cât și la nivel național, toți oamenii politici trebuie să se unească, să-și unească forțele și să rezolve problemele respective. Nici de cum să existe această râcă non-stop între partidele politice. Am înțeles. Dar ea există, se vede. Există. Și... că vrem noi, că nu vrem unii. Uite, de exemplu, eu nu gândesc așa. Am înțeles. Vedeți vreun viitor aici la Pașcan al AUR împreună cu Sorin Olariu? Poate fi o variantă și asta. Nu excludem nicio variantă. Pe lângă Sorin Olariu, mai sunt și alții care probabil doresc să facă pasul spre AUR și chiar... Aveți exemple? Avem, nu vreau să dau nume acum ca să nu, fiindcă n-am acceptat încă discuția, dar sunt persoane care își doresc, sunt multe persoane care își doresc. Nu neapărat persoane care au făcut politică. Noi nu
căutăm neapărat aceste persoane. Noi acceptăm pe oricine și dacă are idei și vedem că ceea ce își dorește se potrivește așa cu ceea ce își dorește Partidul AUR, sigur, este binevenit. Ce planuri are AUR la Pașca? Vă întreb pentru că până acum n-am reușit să pipăi, să simt intențiile acestui partid și prezența și activitățile aici la Pașca, cu puține excepții. AUR-ul, ca toate partidele de altfel, își doresc să fie prezenți în toate structurile care sunt la nivel local. Dar cel mai important lucru să fie în Consiliul Local, să fie prezent poate și pe o funcție de primar. Veți avea candidat pe funcția de primar? O să avem candidați. O să avem candidați pentru toate organizațiile din județ și din țară. La Pașcani va fi o luptă foarte dură. Dacă vreți să anticipez eu așa un pic, va fi o confruntare între actualul primar, ce știu eu, care are șanse și normal ca fiecare primar în funcție pleacă cu prima șansă, ar mai fi, din informațiile mele, dar, repete, punctul meu de vedere, nu a partidului, Pantazie, care este fostul primar, liderul de la PSD, și cred că AUR-ul cu candidatul care îl va scoate pe piață cât de curând, cred că aici se va da lupta. Celelalte partide, sigur, vor veni, dar nu le văd. Aveți un profil? Aveți o persoană? Da. Căutăm un om care să fie, în primul rând, moral, bine poziționat, să aibă și pregătire, să fie un bun gospodar, un om care ordonat să-și dorească să facă ceva. E foarte important să-ți dorești, că dacă nu-ți dorești, nu poți să obții rezultatele care... Adică să se implice. Să te implici, efectiv. Dom'le, vreau să fiu primar și vii cu un proiect și îl prezinți și o comisie care va fi la nivelul partidului va analiza. Fiecare va veni cu asemenea proiecte, o să le cerem să prezinte asemenea proiecte ca să putem să vedem ce poate să... ce își propune în primul rând și ce este sustenabil de acolo, că așa poți să-ți propui să te duci pe lună, da. Deci deocamdată nu aveți, înțeleg, o astfel nu avem deocamdată găsit candidat. Nu avem candidat. Gândiți-vă că avem trei grupări, să spunem, una care este constituită și două în formă de simpatizanți care își doresc să acceadă la poziția de președinte, să spunem, la nivel de organizație pașcani. Deci sunt persoane care... Sunt persoane care își doresc lucrul ăsta. Am înțeles. Și aici va fi o competiție. Intelectuali, ingineri? Sunt, da. Toți care, cel puțin doi care știu eu, sunt cu pregătire și... Interesant. Spuneți-vă, pentru că sunt convins că prezența AUR la Pașcani, dacă va fi valorificată, pentru că până acum n-a fost valorificată această prezență la Pașcani, va conta enorm de mult pentru strategia și pentru rezultatul electoral și al partidului PNL, al actualului primar, dar și pentru PSD, pentru Dumitru Pantazie. Se spune că dacă AUR va candida singur și își va urmări interesul partidului, va rupe voturi din stânga politică. Dar este posibil și din dreapta politică, pentru că am văzut oarecum o frică. Se simte această frică în rândul politicienilor și mai ales a celor care dețin în momentul de față puterea. Așadar, ce va face AUR la Pașcani? Va face alianță? Va merge singur? Care va fi strategia? Cât puteți spune din aceste planificări? Partidul AUR nu face alianță cu niciun partid. Așa cum spune și președintele Simion, face cu poporul alianță. Și dacă ați fost un pic surprins când ați spus că se tem unii și că vin persoane cu pregătire, cu studii superioare,
asta am simțit în vocea dumneavoastră mai devreme, că e neîncrezător așa că vin asemenea persoane. Să știți că foarte multe persoane cu pregătire au început să vină, cel puțin de când sunt eu la partid. Cu curiozitate, este o curiozitate, o curiozitate, dar să știți că o să vă surprindă încă o dată. Adică îmi doresc să-i cunosc. Da, da, sunt mulți care își doresc să vină la AUR, oameni cu pregătire, cum avem și candidații care i-am prezentat, mai avem și alții. Și mai mult decât atât, în momentul în care celelalte partide observă că la partidul AUR se întărește echipa cu asemenea persoane, este motivat să aibă această teamă. Partidul AUR este într-o creștere galopantă, ceea ce niciun partid n-a avut o asemenea creștere. Și în aceeași măsură, mișcările care le face nu dezamăgesc deocamdată. Și sper să nu fie niciodată acest lucru. Liderul partidului este un lider foarte activ, este hotărât, este un om care atunci când spune ceva și face și începe să capete cât mai multă lume încredere în el. Și recunosc, dacă la nivel de organizații județene, locale, până acum n-a fost o activitate foarte intensă, cum spuneți dumneavoastră aici la Pașcani, scorul partidului în mare parte l-a ridicat președintele George Simion și cu echipa de la București, dar la nivel de Iași avem echipă solidă. La Pașcani este cea care să o vedeți, dar mai aveți puțină, răbdare și o să când îi vom cunoaște? Păi eu zic că după data de 24 ianuarie, după ce vom avea întâlnirea la Iași, că venim de fiecare dată, vine toată conducerea partidului de ziua Micii Uniri, cum se obișnuiește acum, deși eu văd asta cea mai principală. Nu că sunt ieșean, dar așa este normal, că dacă nu exista Mica Unire, cum spunei, n-ar fi fost România Mare. Deci după 24 ianuarie, spuneți dumneavoastră, să porniți motoarele și la Pașcani. Da. Vor fi alegeri? Noi suntem cu motoarele turate. Dar nu vă arătăm cine conduce motor. Am înțeles. Bun, deci vor fi alegeri sau mergeți cu aceeași echipă? Sau cum va fi? Nu, vor fi alegeri, vor fi, să spunem așa, o selecție, dacă nu vreți să spunem alegeri. Am înțeles. Bun, deci excludeți că va fi o alianță electorală între AUR și alte formațiuni politice aici la Pașcan, dar înțelegeri vor fi? Nu. Adică nu vă atacați? Mesajul este foarte clar transmis de la președintele George Simion. Noi nu facem alianță, nu facem înțelegeri. Desigur, nu pot să controlez pe oricine în teritoriu. Pot să fie înțelegeri, dar nu acceptate de noi. Am înțeles. Deci, partidul nu își dă acceptul pentru așa ceva, dar nu excludem să mai fie. Ce știți din viața Pașcanului, viața economică, administrativă? Ce părere aveți de actuala administrație locală? Ca peste tot, în România și în Iași, și mai ales în orașele mai mici, cum este Pașcaniu, am o părere de rău pentru ceea ce se întâmplă acum. Adică activitatea în Pașcani a scăzut foarte mult și multe firme s-au închis, nu mai este industria care era. Pașcani era renumit prin fabrica de perdele, prin CFR, prin avea mulți specialiști care lucrau, nu? La toate, înțeleg că ei făceau toate. Fabrica de zahăr, da, și așa mai departe. Fabrica de zahăr. Au apărut în schimb altele. Sunt puține. Aveți noroc totuși că aveți în preajmă aici Cosaromul, mai este Proinvestul. Dom Pacu, da, sunt câteva, dar nu sunt la nivelul care ar trebui. Iar asta se datorează, în primul rând, tocmai acestei
echipe de politicieni care au fost până acum și care n-au acordat atenție suficientă cetățeanului și urbei. Au urmărit alte interese. Eu sunt de aceeași părere. Nu știu dacă toată lumea, dar ce văd cu ochii mei, nu pot să mă prostituiesc, să spun că n-am văzut. Am înțeles. Și cu ce poate contribui AUR, așa încât la Pașcani lucrurile să se schimbe? Păi, de exemplu, AUR-ul a prezentat, nu știu dacă ați văzut, și un program de guvernare în 15 puncte, un program care înseamnă, practic, un schelet al programului final de guvernare, care și ăla merge prin toate județele, prin toate orașele, și adunăm idei noi care să-l îmbrăcăm. Ca atunci când va fi momentul și vom trage linie pentru a intra la guvernare, să putem să avem un proiect care să se muleze perfect pe ceea ce își doresc cetățenii din România. În acest program de guvernare avem luat în calcul principalele domenii de activitate, începând de la agricultură, care este baza în România acum, și păcat că de multe ori statul român nu sprijină suficient acest domeniu de activitate, încă Dumnezeu ne-a dotat și ne-a binecuvântat cu acest teren care este foarte roditor la noi și noi n-am fost în stare, practic, să facem niște lucruri care erau firești, să facem aceste rețele de irigații care au existat și să ne menținem fabricile de nutrețuri, fabricile de îngrășăminte, care le aveam și pe acelea, Târgu Mureș, Valea Călugărească, mă rog, care au fost închise. Deci s-a mers orbește. Dacă gândim așa, un guvern orb care a condus un popor orb. Nu se poate așa ceva, nu poți să scapi din mână aceste domenii care sunt esențiale pentru România, care asigură pe lângă alimentația publică și o dezvoltare economică a țării. Ei, este unul din domeniile în care Partidul AUR vine cu soluții și explică că ar trebui să dezvoltăm pe lângă aceste sisteme de irigare, să facem prelucrarea micii meșteșugari, să apară iarăși, să apară un circuit integrat cu produsul de la creștere în zootehnie, de exemplu, până la produsul finit. În agricultură, la fel. Vedem că ne fuge pământul de sub picioare. Vine dinspre est Ucraina și ați văzut ce s-a întâmplat cu măsurile care statul român le-a luat și, de fapt, îngropa. Dacă nu era Partidul AUR care să se opună în mod vehement, ați văzut câte ieșiri în stradă a făcut liderul nostru George Simion și cu toți cei din teritoriu, pentru a bloca acest demers care statul român îl făcea împotriva agricultorilor din România. Bun. Câți consilieri credeți că veți reuși să obțineți în legislativul pășcănean sau dacă v-ați planificat să obțineți un minim de Cel puțin 50%. Da, interesant. Legislativul pășcănean numără 19 consilieri locali, în momentul de față 8 de la PSD, 8 de la PNL, 2 de la Pro-România și 1 de la PMP. Ei, Pro-România și PMP-ul n-or să mai fie. De la PSD. Opinia dumneavoastră. Și atunci, da, asta este opinia mea, sigur. Și atunci ăia ia Partidul AUR și mai ia câte 3 de la fiecare și atunci am ajuns la 50%. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în 2 minute.
Bine ai venit! După ce urci treptele spre Glaris Events, pășești în lumea dorințelor tale împlinite. Noi suntem arhitecții fericirii tale. Împreună creăm câte o poveste a fiecărui moment important din viața ta. Nunta mult visată, botezul copilului tău, un eveniment de afaceri. Poți sărbători aceste momente alături de 600 de invitați. Toate ideile noastre se materializează sub forma unor momente remarcabile pentru tine și invitații tăi. De la primul pahar de șampanie servit, te purtăm pe valul unor acorduri muzicale perfecte, printr-o atmosferă plină de energie și de zâmbete, la mâncărurile create de artiștii noștri bucătari și acompaniate de băuturi fine. Toate în locația Glaris Events, de pe strada Brăiești, din orașul Târgu Frumos. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Da, am revenit în studio după scurtă pauză de publicitate. Vasile Pușcașu, vicepreședinte al Organizației Județene AUR. Haideți să discutăm puțin și despre alte chestiuni, dar care au fost analizate și încă sunt analizate, pentru că sunt foarte multe efecte la nivel național. Iată, sunt deja măsuri care au fost implementate, unele modificate, altele în curs de a fi modificate, altele în curs anunțate și urmează să fie implementate, măsuri de austeritate, măsuri fiscale, dar cu un impact foarte important asupra economiei, asupra IMM-urilor în special. Sunt convins că dumneavoastră cunoașteți aceste măsuri și cunoașteți preocupările și nemulțumirile celor care urmează să plătească acest cost, acest preț. Aș vrea să știu ce părere aveți și dacă AUR se pregătește să schimbe, să facă ceva așa încât impactul să fie cât mai mic. Da, AUR s-a opus de fiecare dată la asemenea măsuri de creștere de impozite, de taxe. A făcut-o și de această dată. Din păcate, grupul parlamentar care îl avem noi, AUR-ul, n-a avut sprijin de la celelalte formațiuni politice și n-a putut să oprească acest demers care îl face PSD-ul și cu PNL-ul acum. În schimb, în programul de guvernare noi avem foarte clar prins, dar haideți să discutăm acum concret la ce s-a întâmplat. Adică, efectiv, să mărești impozitarea de la 1% la 3% la IMM-uri, să mărești în același timp și TVA-ul. Aceste IMM-uri care, de fapt, sunt motorul economiei din țară, tot pe astea tragem. Avem aceste companii care sunt venite din afară, care până acum n-au fost impozitate, au fost impozitate la profit. Profitul nu exista, cum de fapt știm toți că dacă vrei ai profit, a dacă nu... A fost externalizat. A fost externalizat, exact. Ei, și acum s-a pus un impozit de 1%, un impozit care nu știu dacă o să pun în aplicare. Sigur că nu este ceea ce trebuia acum pentru România. Sigur că românii o duc tot mai greu. Asta înseamnă o povară în plus. Noi, ca
formațiune politică, încercăm în continuare și facem tot felul de demersuri. În schimb, nu știu în ce măsură reușim, dar dacă ne ajută Dumnezeu și vom ajunge la guvernare, fiți convinși că va fi cu totul altă situația. Răspunsul celor care au impus aceste măsuri este că România o duce greu, că nu are bani. Unde sunt banii? Păi, cred că tot ei spun de multe ori unde sunt bani. Ați văzut, sunt bani care sunt în aceste companii care nu plătesc cât trebuie în țară, sunt bani în pensiile speciale care văd că acolo se găsesc bani și discutăm de sume mari. Sunt bani care pleacă, ați văzut, cu tot felul de firme offshore, unde știi și unde nu știi. Sistemul în administrație este foarte păgubos. Avem foarte mulți angajați în administrația publică și cu salarii mari. Nu zic să nu fie plătiți, dar hai să facem un echilibru, să vedem cât câștigă la mediul privat, care de fapt cotizează și banii ăștia ajung în buget și care se împart la acești funcționari publici, că dacă n-am cotizat noi cei din mediul privat, n-ar fi bani acolo. Și atunci este ceva normal. Numai în România se întâmplă așa ceva, ca cei care sunt în funcții publice să aibă salarii de două ori mai mari decât cei care produc în realitate în mediul privat. Cei care plătesc, practic. Care plătesc. Și este o anomalie asta. Dar uite că este o guvernare care are majoritatea, este o guvernare care este formată din alianța PSD-PNL, cele două mari partide, și pot și își permit să facă ce vor. Ce părere aveți despre datoria României, care este uriașă și în continuă creștere, pe de o parte, iar de cealaltă parte România cheltuie sume uriașe pentru înarmare, pentru a achiziționa fie avioane, fie tancuri și cine știe ce va mai fi. Cât de corectă este această abordare între cele două aspecte față de popor? Înarmarea, noi suntem într-o alianță nord-atlantică. Aici avem niște obligații și trebuie să le respectăm. Acum, procentul în care acceptăm sau nu acceptăm să ne înarmăm este în mâinile noastre. Sigur, nu este binevenit acum să dăm atâția bani pentru înarmare în condițiile în care, pe de altă parte, noi avem datorii imense și se măresc de la o zi la alta, mai mult decât atât, împrumutăm în continuare bani care nu se duc în producție, nu se duc într-o formă de a mulți acești bani și se înfundă în pensii care trebuie să dăm la cetățenii care de fapt au cotizat săracii la vremea lor și acum statul n-a avut grijă să aibă acest buget să le asigure pensiile și în pensii speciale și la funcționarii publici, cum de fapt am spus și mai devreme, consider că este schema foarte încărcată și cu niște salarii foarte mari. Este normal ca statul să ia odată o hotărâre clară, să pună piciorul în prag și să oprească. Nu poți să te împrumuți la infinit când tu în spate nu produci, n-ai cum să acoperi aceste datorii, acest împrumut. Orice firmă, orice cetățean, în momentul în care face un credit, își face întâi calculul. Da, iau 10 lei, 1000 de lei, 100 de mii de euro, dar să văd, pot să-i dau înapoi, în cât timp mă încadrez, cât produc eu, cât produce soția, cât, dacă am firmă, văd cât produce firma și atunci pot să iau acel credit. Dacă nu, nu. Ei, statul român nu face lucrul ăsta și susțin sus și tare că au specialiști, au specialiști, dar nu lucrează pentru statul român. Probabil că lucrează pentru alte state. Ce părere aveți despre această bâlbâială cu reducerea cash-ului? Știți, au fost anunțate măsuri care au scandalizat, practic, opinia publică, au fost reacții vehemente, s-a renunțat la o parte din măsuri, a fost dată o ordonanță noaptea ca hoții, da, spun unii, unde au fost păstrate, într-o anumită formă, unele din măsurile anterioare, altele au fost scoase. Este România un stat cu
reguli stricte, poate cele mai stricte în ceea ce privește cash-ul? Regulile ne le facem noi. Guvernul României este cel care face aceste legi, face regula și trebuie să se uite doar la vecini. Să vedem dacă, măi, nu ne duce capul, mă uit, ce face vecinul? Văd că ăla pune cartofi, pun și eu cartofi. Pune fasole și merge, pun și eu fasole. Așa trebuia să facă și statul român, să se uite la vecini. Dacă la ei nu este restricționat cash-ul, atunci cum vii tu stat român și încerci să restricționezi cash-ul în România, care cu atât mai mult nu este o țară care este solid economic? Și ce faci? Practic îngropi mai mult pe cetățeni cât și pe cei care au activități private. Eu pun întrebarea, haideți să mergem într-o comună care se vrea din România și să vedem câți de acolo își plătesc cu cardul și câți au card și cât știu să folosească acest card și câți spun, da, domnule, este o măsură benefică. Nu te apuci așa peste noapte. Întâi trebuia să faci un studiu de impact. Trebuia să faci, să anunți cu un an de zile să vezi ce spune opinia publică. Trebuia să-ți faci, să-ți pui la treabă compartimentele de specialitate care să vadă. Nu putem să dăm o lege prin care să le luăm pâinea de la gură la români. Păi ce facem? Și așa o duc greu săracii. Și mai mult decât atât, îl pui imposibilitatea, nu-i dai posibilitatea să poată să-și folosească banul. Și dacă el are banul câștigat cinstit, cum vii tu stat acum și spui, nu ți-l mai poți folosi? În momentul în care se duce la bancă, apare varianta cealaltă de obstrucționare. Banca de multe ori îl supraimpozitează. Ia pentru cash-ul care îl scoate nu știu cât. Mai mult decât atât, poate oricând să-i spună, nu sunt bani. Nu-ți funcționează cardul. S-a întrerupt internetul. Luăm așa... Și s-au întâmplat, astfel de situații. Se întrerupe curentul. Să presupunem că într-un oraș... Ce facem? Ce facem? Nu mai mănâncă cetățeanul, nu se duce să-și mai cumpere, are urgențe în stânga, în dreapta. Ce facem? Dumneavoastră sunteți om de afaceri. Mai folosiți cash? Sau doar da, cardul? Eu folosesc tot timpul cash. Folosesc tot timpul cash și niciodată n-am să fiu de acord ca acest ban care mi l-am câștigat cinstit să mi-l dirigeze fiecare cum vrea. L-am câștigat, am plătit taxe și impozite pe el, pot să mi-l port unde vreau și cum vreau. La saltea, la ciorap, în buzunar, în cont. Asta decid eu. Nu decide altcineva. Nici Ciolacul, nici Ciucă, nici nimeni altcineva. Sunt state care au deja în Constituție cuprinsă această obligativitate ca cash-ul să rămână ca formă de plată. Alte state sunt preocupate să introducă în Constituție. Credeți că și România ar trebui să aibă astfel de preocupări? Da. Eu cred că România trebuie să meargă pe cel puțin pe sistemul actual, să menținem cash-ul și să nu renunțăm niciodată la el. Pe lângă faptul că oamenii îi blocăm, blocăm și firmele, persoanele fizice, dar și firmele. Că atât timp cât persoana fizică nu poate să se miște și să ruleze banul cum vrea și când vrea, și firmele sunt condiționate de acest rulaj a persoanelor fizice. Că de fapt cine? Tot cetățeanul este cel care și consumă și produce și... Ultima întrebare. Am uitat să vă întreb când discutam despre organizația AUR în județ. Aveți preocupări de organizare și în Târgu Frumos și în Hârlău? Aveți oameni și acolo? Da, sigur, avem organizații. La Târgu Frumos avem chiar un medic de la spitalul de acolo, este președinte de organizație. Avem și la Hârlău. Chiar lângă Hârlău avem una dintre comunele care a scos scorul cel mai mare, Deleniu, parcă se cheamă, la alegerile trecute. Avem cam într-un procent de 85% avem ocupate. Cam 15% mai avem. Avem grupuri de inițiative și, sigur, dezvoltăm organizațiile. Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru participare, dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare.
Vă mulțumesc și eu, o seară frumoasă!